În 1788, Anglia a născocit un plan viclean, a adunat pe rând 10.000 de criminali locali la bordul unor nave, i-a trimis în largul Oceanului Indian, a scufundat navele și a omorât fiecare om de pe bord. Navele, împreună cu nenumăratele cadavre blocate printre acestea, au rămas ascunse pentru eternitate pe fundul mării, chiar aici, unde ar fi Australia, dacă aceasta ar exista. E adevărat, Australia nu există, nu a existat niciodată. Întreaga suprafață fictivă se află în centrul celei mai mari mușamalizări din istorie. Și desigur, poate că te gândești că nu se poate, poate chiar tu ai fost în Australia. Fals, de fapt, ai fost în deșertul patagonian de est din Argentina în urma unui complot realizat de către un grup de piloți de avioane care au jurat să mușamalizeze al 67-lea cel mai urât genocid din Anglia secolului XVIII. Fie că vă vine să credeți sau nu, aceasta nu este singura conspirație care susține că Australia nu există. Foarte mulți oameni, printre care și câțiva australieni, cred că Australia nu este în sine o țară, ci mai degrabă o corporație americană. Partea ciudată este că aceștia au oarecum dreptate, dar înainte să explicăm exact ce și cum și înainte să determinăm dacă australienii ar trebui să mai înoate în ocean pe lângă cea mai apropiată țară reală, trebuie să vorbim prima dată despre cum a ajuns Australia să fie o corporație. Este vorba de anul 2009. Barack Obama tocmai a fost ales al 44-lea președinte al Statelor Unite. Peanut Corporation a fost implicată în decesul unui consumator și otrăvirea a 600 de oameni. Ești singur la tine în cameră, tocmai ce îți revii după un episod de gripă porcină, te joci Wii Sports Resort cu volumul pe mute, în timp ce mama ta plânge în sufragerie pentru că nu este sigură dacă familia voastră își va reveni vreodată din cea mai grea recesiune economică de la marea criză economică încoace. Până în iunie, toate aceste relatări vor culmina incorporarea Australiei în America. Și nu mă refer aici la situația cu Obama sau la faza cu corporația de arahide sau la gripa porcină. Este strict vorba despre recesiunea economică din acea perioadă. Recesiunea este cea care va conduce la incorporarea Australiei în Statele Unite. Ei bine, atunci când se prăbușește economia unei țări, ideea de a scoate toți banii din bancă pentru a investi în aur și poate ceva armament începe să ne încânte. Subit, toată lumea se îndreaptă spre cea mai apropiată bancă pentru a-și retrage toate fondurile, iar situația se înrăutățește destul de tare. O situație rea în sensul că o mare parte din oameni și-au pierdut economiile strânse de-a lungul vieții pentru că băncile s-au închis și au rămas fără bani. Știind că această fugă la bancă este inevitabilă în urma unui declin economic, Australia a promis poporului său că în cazul în care toate băncile se închid, guvernul va înapoia fiecare ban pe care aceștia nu au reușit să-l retragă la timp. Cu o asemenea garanție, populația nu ar mai avea motiv de panică și, din fericire, fuga la bancă nu s-ar mai întâmpla. Însă problema rămâne aceeași, cum ai putea să dovedești de unde vin toți acești bani? Australia nu ar printa pur și simplu mai mulți bani, ei bine ar putea cu riscul apariției unei inflații enorme. Iar o lecție bine învățată din istorie este că nimeni nu vrea să ajungă în acele situații bine cunoscute în care inflația a scăpat de sub control. Din acest motiv, guvernul australian a decis să împrumute banii din altă parte și anume de la companiile americane. Totuși, situația nu era chiar atât de simplă. Împrumutatul banilor către o țară și nu o companie particulară vine cu un set de riscuri. De exemplu, dacă noi împrumutăm banii Australiei, țara ar putea invoca o lege de genul doza nu este de încredere, nu e obligat nimeni să returneze banii. Prin urmare, pentru a urma aceleași reglementări ca celelalte companii americane, Australia a fost nevoită să se înregistreze ca o corporație prin intermediul Comisiei Americane pentru Bursă și Valori Mobiliare, având propriul contract, propriile planuri de afaceri, propria schemă bugetară, în esență, orice lucru de care ar avea nevoie o companie americană ca să fie funcțională. Dar ce înseamnă acest lucru pentru australieni? Nu este Australia o țară reală?
Toți australienii sunt de fapt angajați americani. Oare investitorii americani malefici fură din banii munciți cu greu de către australieni? Răspunsul corect este desigur că nu. Trezoreria australiană deține corporația în totalitate. Acțiunile nu au de-a face cu bursa de valori. Contractul interzice orice acțiune prin care compania ar putea fi vândută, negociată sau compensată prin dividende. Și să fim sinceri, nu este ca și cum investitorii se grăbesc să spele bani de pe urma unei companii, a cărui cel mai frumos produs este un bărbat de vârsta a doua cu un cuțit mare. Ideea este că incorporarea Australiei este în mare parte doar o precauție cu scopul de a asigura siguranța locuitorilor săi, iar în realitate compania nu a fost niciodată folosită pentru că simpla sa existență a prevenit dezastrul pentru care aceasta a fost concepută. Acum, dacă ești australian, ai putea să te frustrezi în momentul în care afli că Australia este o corporație americană și te înțelegem perfect. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!